Salut! Uite, tocmai am ajuns acasă și uitându-mă în oglindă mi-am dat seama despre ce o să fie următorul videoclip. Vreau să spun cum trebuie să stea casca pe capul tău, pentru că în Geocamp săptămâna trecută am văzut pe cineva care avea casca așa. Ori acest lucru este total greșit pentru că casca nu este doar, nu știu, să o ai pe cap sau la șocul de sus, în cazul în care cazi în cap. Pur și simplu, el trebuie să-ți protejeze, să-ți protejeze și fața la impacturi cu pomi sau orice altceva. Și atunci trebuie să o ajustezi din aceste curele, să o ajustezi astfel încât să vină deasupra frunții, să ai protecție frontală. E super scurt videoclipul ăsta, sper să îți fie de folos și să-ți pui corect casca. Dacă nu aș fi văzut problema asta la alți oameni, probabil că nu aș fi făcut videoclipul. Așa că puneți-vă casca corect pe cap pentru ca să fiți voi în siguranță și să nu aveți probleme. Chiar și eu am pățit la concursul să dau cu capul de pom și e important să ai protecție frontală. Aceasta, apropo, este o cască Abus Aventor. Căști pe care le recomand pentru siguranță. Greutate 250 de grame. Și bineînțeles freza pe care o ai după ce dai casca jos. Ne pregătim de Mister 2019. Ne vedem în videoclipul următor. Te salut!